Pugilistele Stelei, tractare pentru cea mai tare competiție a anului. Între 8 și 20 mai la Istanbul va avea loc campionatul mondial de box, iar România va fi reprezentată de 4 sportive pregătite de Adrian și Mihaela Lăcătuș. Este vorba despre Claudia Nechita, Lăcrămioara Perijoc, Steluța Duță și Alexandra Petcu. Cât de mult ai progresat de când ai ales să pleci din Anglia să te alături echipei lui Adrian și Mihaela Lăcătuș? Pot spune că am progresat destul de mult și au fost alături de mine și m-au ajutat pe parcursul evoluției mele. E o atmosferă bună, toată lumea e pregătită și toată lumea își dorește să câștige. Da? Pentru întrecerea supremă, Claudia Nechita s-a antrenat mult timp cu o singură mână, după fractura de metacarpian suferită în Spania în luna martie. Din păcate am suferit accidentarea asta, dar nu mă ține pe loc. Îmi doresc din tot sufletul să merg la acest mondial. M-am folosit de celălalt braț, l-am întărit foarte tare pe acela. În funcție de cum va fi, eu o să dau totul, tot ce pot ca să ajung cât mai departe. Nu ți-e frică de accidentări? Nu mi-e frică. Chiar am fost foarte bine psihic, așa să zic, că asta e cel mai important, tare psihic la o astfel de accidentare și asta m-a ajutat să pot să mă antrenez și să-mi doresc să merg. Și n-am, până la urmă nu am nimic de pierdut, adică mai degrabă dacă nu aș merge, poate am de pierdut, dar așa tot înainte. Lăcrămioara Perijoc se află într-o formă sportivă foarte bună după ce în luna aprilie a cucerit centura de aur la Târgu Mureș. Pot să zic că mă simt din punct de vedere fizic și mental cum am fost înainte de campionatul european. Urmează o medalie și la mondiale? Îmi doresc din tot sufletul medalie la campionatul mondial și dacă aș reuși să iau o medalie la mondiale, ar fi și prima din palmares. Și încrederea că Olimpiada se apropie și că pot să fiu acolo. Tot în luna aprilie, sportiva Stelei Andra Sebe a câștigat medalia de aur la campionatul european de tineret din Bulgaria. Cum a fost în finală cu acea poloneză, care mulți spun că era favorită? Mă așteptam să am un meci greu, dar am terminat în prima repriză și a fost foarte bine. Anul trecut argint, acum a venit aurul pentru tine. Sper să am un progres la fel de bun în continuare. Ce sunt pentru tine Claudia Nechita și Perijoc? Claudia și Lăcrămioara pentru mine sunt cele mai bune modele. Pentru Steluța Duță, turneul final din Turcia va fi ultimul din carieră. În vârstă de 40 de ani, stelista este de 6 ori campioană europeană și de 3 ori vicecampioană mondială. Ce poate reuși Steluța Duță la acest mondial și care au fost calitățile ei principale? Dorește din suflet să iasă cu fruntea sus, să retragă cu fruntea sus. Poți să cucerești o medalie de aur la Istanbul? Nu vreau să comentez mai mult, doar îmi doresc să iau o medalie cât mai strălucitoare. Ce a însemnat boxul pentru tine? Pentru mine boxul a însemnat tot, m-a făcut Stela Duță de astăzi.